Salut și bine ați revenit pe canalul Plecați Departe. A trecut pentru mine ceva vreme de când am mai făcut film sau de când am mai luat camera cu mine. În sensul că am stat o săptămână și mai mult în casă, sanur, mâncat, băut, somn și un pic de editat de filme, pentru că n-a permis vremea. A fost tot vreme închisă, ploaie multă și acum e norat sau aproape norat. Dar am zis că nu se mai poate, trebuie să ies din casă. Și am venit aproape de cascada Tăgănunga, pe care ați văzut-o într-un film mai vechi. Dacă n-ați văzut-o, este link în colțul din dreapta sus. Puteți să apăsați să vedeți cascada respectivă. Și în apropiere de locul ăla este un butterfly park, un parc de fluturi numit Kemenu. Și pe ăla îl vom vizita acum. Hello. Hi. Hello. Yeah. Welcome to Butterfly Park. Terima kasih. Yeah. Bole film. Bole. Okay. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Okay. Berapa bagus. Awan? Satu saja. Harga normalnya 120. Yeah. Kami punya diskon untuk hari ini. Harganya 100.000 per orang. Okay. Kalau saya punya kitas. Punya kitas, boleh saya lihat? Perfect. Am aplicat din nou minciuna cu kitasul, cu permisul de ședere și am beneficiat de un discount de 50%. Deci prețul în mod normal e 150.000. Astăzi, probabil pentru că în timpul săptămânii sau acum cel puțin, au prețul redus la 100.000, dar cu minciuna cu kitasul am primit o super ofertă, reducere 50%, deci 50.000. Bun, hai să vedem. Practic am intrat aici în Tropical Garden, un fel de grădină tropicală, printre niște lanțuri pe care le-ați văzut. Bun, o să vorbesc mai puțin, filmez și mai intervin cu câte o vorbă, două, dacă e necesar. E necesar să vă spun că momentan n-am văzut niciun flutur. A, bă, da, uite, o grămadă de fluturi și libelule aici în spatele meu. Da, deci probabil v-ați dat seama că intrarea în parcul ăsta se face printr-o grădină unde sunt foarte multe orhidee, lucru care nu-i rău, un scaun de făcut selfie-uri, alte plante, niște colivii în care am văzut o găină, un cocoș, de fapt, o veveriță, o iguană. Hai să vi le arăt. Asta e veverița. Aici, serios. Astea sunt mai multe. N-am nimic să vă dau, din păcate, chiar nimic, numai o țigară eventual. Și
practic tu trăiești pe spatele broaștelor țestoase. La propriu. O găină. Tu, pitic, cine ești? Sugar glider, îi spune acestui animăluț. Ce simpatic e. E somnic. Simpatice animalele, dar ne-am venit să vedem fluturi. Aici, în spatele meu, unde e curtea asta acoperită de plasă, aici sunt fluturii, că se văd destul de mulți. Nu o să le știu exact numele, dar o să le inventez niște nume eventual. Intrarea e pe dincolo. I-am văzut pe oamenii ăștia că muncesc de zor acolo și am crezut că este o ușă și acolo. Dar în partea cealaltă e ușa. Bun, am intrat. Acum să avem numai răbdare să ne uităm, să-i căutăm, dacă nu-i găsim ușor. Dar așa, la o primă strigare, văd destul de mulți fluturi. Cum am mai zis, o să revin cu câte o vorbă, două, dacă e necesar. Între timp vă arăt imagini cu fluturii. Voi ce faceți aici? V-ați gândit să vă iubiți un pic? Interesant.
acolo sus sunt ăia doi care se iubeau mai devreme. I-am speriat un pic, am vrut să-mi fac o poză, un selfie cu ei. Dar se pare că pot zbura împreună. Deși unul dă din aripi cu capul în jos. Interesant. Ăștia si de fați, tare frumoși. Ăsta așa maroniu e Silviu. Ăsta si de fapt e Marinica. Marinica. Grigore. E că l-am văzut și pe Eugen undeva pe aici. Ah, ăsta e, da. Eugen, doi Eugen. Ăsta e Sandel. Asta e tot Sandel. Asta e Ghiță. Ghiță, hai. Hai să vedem. Pe mână. Da, se pare că nu-s dresat să stea pe deget. Deși putem să mai încercăm. Da. Nu vrea. A, deci cam ăștia sunt fluturii, nu e o mare varietate de specii, dar sunt suficient de mulți încât să poți să zici că da, am văzut fluturi. Nu prea vin să stea pe degete, cum mai fac unii fluturi, dar oricum sunt destul de simpatici. Mă tot întorc pentru că văd cum zboară în stânga, în dreapta și încerc să-i filmez. Să apar și eu în cadru. S-a ascuns. Ok. Acum apar și eu în cadru cu acest fluture. Să vedem cât de tare mă pot apropia. Aici e camera cu coconi. Și un om cu ceva stație înăuntru. Doi oameni. Wow. Ce mari sunt ăștia.
the biggest one. Yeah. Ce este de aici scofonii, zice să îi țin operat de aici după ce eclozează sau în fine devin ce devin și după aia le dă drum afară. Deci e interesant să stăște cum este așa strălucitos, zici că-s globuri de Crăciun, dacă sunt mici. Am rugat pe băiat să deschidă colivia asta fără să filmăm prin gratis, să vedem și lucrurile astea mari. Deci ăștia doi, sunt doi care se împerechează aici. Sper că se văd cât de mari sunt, sunt imenși. Cât palma. Astea-s fluturi de noapte, au o denumire, nu știu acum dacă o găsesc, eventual o să o pun după. La momentul editării, adică și voconii sunt foarte mari. Și mi-au arătat aici pe niște frunze alt tip de coconi. Nu-s coconi, e omidă. Sunt două omizi. Omizi sau omize? Omide. În fine, omizi să zicem, sunt două omizi aici pe frunze. Pe frunze. Cum se țin și cu picioarele de frunză și și ceva, niște picioare sau ce-o fi modificate în spate, chiar în capăt. Mi-a dat un fluture să-l țin în mână, un fluture din asta mare. Apana mania di basa in gris, Iandini. Atlas moth. Deci molie atlas, îi spune. Dar are antenuțele foarte mișto. Ca multe alte moli, de altfel. Foarte mare și molia și fluturile astea galben pe care le-am văzut, a, și ăsta zebrat sau în fine pictat așa cu puncte. Vedeți? Frumoși fluturii ăștia. Simpatici, așa, în felul lor. După cum am mai spus, nu sunt multe specii, dar sunt mulți, destul de mulți fluturi aici. Și am reușit să țin și unul în mână, lucru care nu-i foarte rău. În fine, cam ăsta e parcul de fluturi de la Cămănu. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și până la următorul film să ne vedem cu bine. Aveți grijă de voi, ceau! A, și dacă mai găsesc ceva interesant odată ce ies de aici, o să mai lipesc la filmul ăsta.
găsit ceva, trebuie să vă arăt o altă ceremonie care încurcă în ghilimele traficul, adică de fiecare dată când e câte o ceremonie există și pazici sau polițiști din ăștia care țin, dar de fapt sunt poliție, de fapt, acolo scuterele parcate. Deci polițiști care ghidează traficul, în fine, întrerup temporar circulația, totul în regulă. Se duc dintr-un templu în altul oamenii aia, nu știu ce virgulă ceremonie au, fără virgulă, nu știu ce ceremonie au, dar e ok, multă baftă. Good.